Viața politică a fostului președinte Ion Iliescu, de dinainte de 1989, este mai puțin cunoscută publicului larg. Și mai puțini sunt cei care cunosc legăturile dintre Iliescu și... Relația dintre Ion Iliescu și Nicolae Ceaușescu a fost una destul de apropiată, cel puțin până în anii 70. Perioada în care aceștia au fost cei mai apropiați a fost, de fapt, deceniul anilor 50, când Nicolae Ceaușescu a sprijinit ascensiunea în partid a lui Ion Iliescu, pe care îl aprecia ca pe una dintre cele mai importante resurse de cadre ale tineretului comunist. Despre legătura dintre cei doi vorbesc o serie de imagini păstrate în arhivele naționale, care îl surprind pe Ion Iliescu, distrându-se în timpul unei vacanțe a soților Ceaușescu. În anul 1976, pe atunci apropiat al cuplului dictatorial, Ion Iliescu a participat alături de soții Ceaușescu la mai multe activități distractive în timpul unei vacanțe în Moldova. Dar relațiile dintre Ion Iliescu și Nicolae și Elena Ceaușescu nu se rezumă doar la distracție. Iliescu și Ceaușescu vânau, de exemplu, dușmanii poporului împreună. Un document surprinzător arată natura relației dintre Ion Iliescu și Nicolae Ceaușescu în urmă cu aproape jumătate de secol. Deși a pretins că a fost un rebel al nomenclaturii comuniste, Ion Iliescu și-a început cariera în partid cu o atitudine disciplinată și dornică de a executa ordinele lui Ceaușescu, chiar dacă asta însemna exmatricularea unor studenți. O stenogramă a unei plenare a biroului politic al Partidului Muncitoresc Român, precursorul PCR, din 1958, descoperită de cercetătorii Comisiei Tismăneanu, îl arată pe Iliescu în plin avânt de a-și demonstra eficiența în fața lui Ceaușescu, la acea vreme membru în Comitetul Central. Pe vremea când era șeful Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, Ion Iliescu se mândrea cu eliminarea elementelor potrivnice partidului, combătea jazzul imperialist și își făcea mea culpa în fața lui Ceaușescu pentru tărăgăneala în îndeplinirea sarcinilor de partid. De exemplu, indignat de firea impulsivă și guralivă a unui student la filozofie, vinovat de propagarea ideilor străine, Iliescu îl informează pe Ceaușescu că a reușit destul de greu să-l exmatriculeze pe Turbulent, reușind să-l scoată din universitate decât cu intervenția Comitetului Central. Documentul mai arată și cum Ion Iliescu se plângea de faptul că nu a primit informații în legătură cu manifestările unor profesori de la Facultatea de Istorie și Științe Juridice. Aceasta se datorește muncii politice slabe desfășurate datorită lipsei că nu muncim concret cu studenții, îi spunea Iliescu lui Ceaușescu. Ion Iliescu preciza printre dificultățile activității sale pe linie culturală și pe aceea că a avut de luptat cu o serie de tendințe de a se introduce muzica de jazz în repertoriul Casei de Cultură București. Nemulțumit, Ceaușescu îi cerea explicații pentru faptul că nu a reușit să scoată cadrele necorespunzătoare de la Casa de Cultură. Spășit, Iliescu își recunoștea tărăgăneala, lipsa de exigență și de vigilență în fața superiorului său Ceaușescu. Despre legătura dintre Ion Iliescu și soții Ceaușescu a vorbit și ultimul șef al securității, Iulian Vlad. Într-un interviu redat parțial în cartea Factorul Intern, România în spirala conspirațiilor, de Aurel I. Rogojan, post șef de cabinet al generalului Iulian Vlad, acesta, din urmă, relatează detalii legate de evenimente mai puțin cunoscute din istoria României dinainte de 1989.
Generalul povestește că l-a cunoscut pe Ion Iliescu în primăvara anului 1949, când a fost promovat la Comitetul Central al UTM-ului. Era un an diferență de vârstă între noi. El era născut în anul 1930, iar eu în 1931. Până la unificarea organizațiilor de tineret, fusese președintele pe țară al Uniunii Asociațiilor Elevilor din România. De mai mult timp, fusese luat în atenție atât pentru calitățile sale, cât și pentru faptul că era fiu de ilegalist. La scurtă vreme, a fost trimis la studii în URSS, încredințându-i-se și funcția de conducător al organizației politice a studenților români aflați la Moscova. Tatăl său era un cunoscut ilegalist. Se pare că o parte din timpul în care se dedicase partidului l-a petrecut în emigrație în URSS. Așa cum îl cunosc eu, omul acesta are incontestabil o sumă de calități, dar are și unele defecte definitorii. Unul dintre ele, și nu unul lipsit de importanță, a fost dorința permanentă și nestăpânită de a ajunge cât mai sus, cu sau fără merit. A avut întotdeauna grijă să-și mascheze această înclinație, astfel încât târziu, chiar foarte târziu, i-a fost cunoscută. În același timp, este un om ascuns, ranchiunos și răzbunător. Este absolut fals zâmbetul larg și binevoitor pe care îl afișează aproape permanent. Este suficient, în asemenea momente, să-i privești ochii și fața pentru a observa cât de fals este, a declarat Iulian Vlad. Generalul își aduce aminte și de perioada în care Ion Iliescu a fost în grațiile cuplului Ceaușescu, spunând că în tot acest timp a nutrit speranța, în intimitatea sa, să ia locul lui Nicolae Ceaușescu, să ajungă în funcția supremă în partid și în stat. Revenind la anii lui de început, trebuie spus că nu și-a uitat nici interesul mai apropiat, iar interesul apropiat a fost și acela de a-și continua studiile și nu de a le face oriunde, că putea să le facă foarte bine și la București. El a fost trimis pe cheltuiala statului român în URSS. Este adevărat că școlile sovietice de la vremea aceea erau școli de renume. Nici acolo, pe timpul studiilor, nu s-a despărțit de funcțiile politice. A continuat, deci, să își exercite într-un fel sau altul influența politică și să aibă și susținerea necesară de mai târziu, mai spune generalul Iulian Vlad. Acesta a mai declarat că, după încheierea studiilor în URSS, Ion Iliescu a lucrat un timp la Uniunea Internațională a Studenților, care a avut sediul la Praga. Apoi a devenit prim secretar al UTM-ului. Era un salt foarte important și asta mai cu seamă datorită influenței exercitate și acțiunilor pe care la vremea respectivă Ceaușescu le-a întreprins în favoarea lui, determinându-l pe Gheorghe Gheorghiu Dej și pe ceilalți din conducerea partidului să accepte ca Ion Iliescu să fie cel ales în funcția de prim secretar al UTM. Aceasta era procedura. Sigur, formal se făceau niște alegeri, dar la partid se hotăra, iar funcția supremă în organizația de tineret nu o putea ocupa oricine. Gheorghe Gheorghiu Dej trebuia să dea ultima aprobare, povestește generalul. Ultimul șef al securității mai spune că Gheorghiu Dej l-ar fi atenționat pe Ceaușescu să nu îl împingă în față pe Iliescu, pentru că ce iese din pisică tot șoareci mănâncă. Se spunea că Gheorghiu Dej ar fi avut niște conflicte, direct sau indirect, cu tatăl lui Ion Iliescu și care, în plus, în urma unor greșeli politice, fusese marginalizat. Legăturile apropiate dintre fostul președinte post-comunist și soții Ceaușescu erau probabil susținute și de relația extraconjugală pe care Elena Ceaușescu ar fi avut-o cu unchiul lui Ion Iliescu, Eftimie Iliescu.
Dezvăluirii despre momente picante petrecute de Ion Iliescu în sânul familiei Ceaușescu, Pace și fostul ministru de externe Ștefan Andrei, detronat în 1985 de Elena Ceaușescu. Într-un interviu acordat ziarului Ziua, Ștefan Andrei a povestit câteva picanterii ale vremurilor trecute, legate de viața lui Ion Iliescu în sânul PCR și alături de soția dictatorului. Postul ministru de externe afirmă că Nicolae și Elena Ceaușescu au fost familia adoptivă a lui Ion Iliescu, relațiile dintre acesta și familia Ceaușescu fiind relații extraordinare. Potrivit afirmațiilor fostului demnitar, încă de când era adolescent, Elena Ceaușescu mergea la închisoarea de la Târgu Jiu pentru a-și vizita fratele de mână cu Ion Iliescu. Chiar Elena povestea, spune Ștefan Andrei, cum mergeau împreună Ion Iliescu, mama lui adoptivă, căci prima îl abandonase, și Elena Ceaușescu. Schimbau trenul la Filiași și, spunea Elena, dormeau toți trei într-o odaie acolo. Nici nu se jenau de Ionel, care era un băiat în pantaloni scurți, mai dezvăluie fostul ministru de externe. Potrivit acestuia, Elena Ceaușescu nu spunea multora Ionele. Postul ministru mai afirmă că se spune că unchiul lui Iliescu, Eftimie Iliescu, și el ilegalist, a fost amantul Elenei Ceaușescu. Ștefan Andrei susține că scandalul cu Ionel a început când cuplul Ceaușescu, însoțit de Iliescu, a plecat în China. În avion, se povestea cum tocmai securitatea prinsese doi colonei de la Oradea, care erau agenți ai sovieticilor și care se aflau în legătură cu un ofițer GRU ce avea acoperire de consul. Cei doi colonei făcuseră studiile în Uniunea Sovietică, fapt remarcat de Elena Ceaușescu, care susținea că toți cei care făcuseră studiile în URSS au fost racolați de ruși. Potrivit fostului ministru de externe, în acel moment, Iliescu s-a înroșit tot, spunând că la fel de bine puteau fi racolații de ruși și cei care învață la Londra, despre care Marx a spus că este citadela capitalului financiar mondial. Iliescu se referea la Valentin. Iritată de replica lui Ionel, Elena s-a enervat, spunându-i că este un obraznic care profită de faptul că, mulțumită lor, care îl cunosc de mic, a ajuns unde a ajuns, mai povestește Ștefan Andrei. Faptul că soții Ceaușescu au fost binefăcătorii lui Ion Iliescu, pe care l-au numit de două ori prim secretar PCR de județ, nu a contat prea mult pentru acesta din urmă. Ion Iliescu nu a ținut cont, se pare, nici de ieșirile la iarbă verde sau de jocurile și chefurile petrecute împreună. Alături de generalul Victor Stănculescu și de alți complici, Ion Iliescu este cel care în decembrie 89 a ordonat constituirea Tribunalului Militar Excepțional pentru lichidarea cuplului Ceaușescu. A făcut-o printr-un decret al Consiliului Frontului Salvării Naționale, scris de mână și semnat într-un WC al Ministerului Apărării Naționale.